Dumnezeu celui viu, care nu voi și moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă pe capul celor ce-au venit la tine în bucăință, ci cer de la tine cu noi iertare păcate, ci pun mâna ta cea tare și puternică ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capul rodilor tăi, vă spuneți numele și mă rog împreună cu aceștia și cer iubirea ta de oameni, cea milostivă și care nu ține minte rău. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău, Nathan, ai dăruit iertare lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manasă, însuți și pe rodii de aceștia, vă spuneți numele care se pocăiesc de greșalele lor, primește cu știuța ta iubire de oameni trecându-le cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori de 70 orice cadă păcat. Pentru că precum este slava ta, așa este și mila ta. Și ție se cuvine toată slava, cinstea și plăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și în bunurile și în vecii, vecii noi.